la cină. Ramona, bună dimineața, nu? Bună dimineața, da. Mie? Da, nu, și eu la fel am observat. La mine n-au fost roșii, cel puțin. A fost mai moale treaba, a fost adică moale, în anții ani era invazie de ursuleți. A fost mai pe privat acum, dragostea, mă gândesc. Iată, vezi, pentru vezi că deja devenise un pic asta penibil să doar să pe social media să arătăm dragostea și nu în privat, acolo unde ar trebui mai mult. Corect. Pe de altă parte, eu sunt spunătoare de chestii frumoase și aducătoare de soare, putem spune acest lucru, pentru că astăzi, într-adevăr, soarele va fi prezent în mare parte din țară, mai sunt câteva zone în care cerul va fi acoperit. Vorbim de partea de sud-est a teritoriului și poate în anumite zone de la munte. Cum am spus, temperaturile au crescut, au ajuns în normalul perioadei, poate chiar mai crescute decât ar fi normal în anumite zone. Vorbim de maxime de până la 10-11 grade. Mâine, poimâine, de asemenea, vreme foarte frumoasă, cu mult soare, temperaturi din ce în ce mai crescute, vom ajunge la maxime de până la 12-13 grade. Momentan e frumos, să ne bucurăm de soare. Pam, pam, îți foarte mulțumim!